Să redeschidem Cartea Sfântă Biblia la încă două versete, care sunt în același mesaj cu cele citite până acum. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 29 și 30. Luca 7 cu 29. Și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii, au dat treptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primind botezul lui. Amin. Vei vi să vă reașezați. Ziua aceasta este o zi de nota 10, pentru că opt candidați, opt suflete îi declară Mântuitorul Iisus Hristos credincioșie, intră într-un legământ etern care nu se finalizează pentru că va continua în viața veșnică. În această dimineață avem tot dreptul să avem emoții, pentru că nu facem un contract pe un an, pe 10 ani, pe 20 de ani, ci toate cele 8 suflete realizează un parteneriat etern cu Dumnezeu. Și putem să spunem cu toată Biserica Betania, Domnul să-i binecuvinteze. Protecția Domnului să fie peste ei, peste casele lor, peste tot ce este al lor. Și Domnul care e prezent în această dimineață aici, la legământul lor, le promite că va fi cu ei toată viața. Slăvit să fie Domnul! În dreptul lor și în dreptul nostru deopotrivă, Dumnezeu, cel ce ține totul cu mâinile sale, așează în dreptul fiecărui suflet câte un dosar. Tu ai un dosar în cer. Adolescenții și tinerii cântau despre aceasta și spuneau gândește-te bine, fie că ești pe buza prăpastiei, fie că ești pe drumul cel bun. Tu într-o zi o să ai în fața ta un dosar. Dar până atunci, în dimineața aceasta, în dreptul sufletului tău se așează un dosar și dosarul acela e dosarul vieții tale din cer. Vedeți, în lumea aceasta se creează tot felul de dosare, se scriu tot felul de lucruri despre oameni. Cele mai multe dintre ele neadevărate, pentru că oamenii sunt specializați să calomnieze. Ce scrie în dosarul acela este pur adevărat. În dosarul acelui băiețel cu numele Pop Cristi, care a plecat sub 10 ani, înțeleg, la cele eterne, schia data nașterii și scria că nu va apuca mai mult de 10 ani în dreptul fiecăruia dintre noi, în această dimineață trebuie să conștientizăm că există un dosar. Biblia spune, au fost prezenți la botez mai mulți oameni. Pe râul sau pe malurile râului Iordanului au venit tot felul de categorii de oameni. Au venit oameni cu diplome, cu școli, cu bani, cu reputație, oameni fără de școli, fără reputație, fără viitor, fără speranță și tuturor în egală măsură Sfântul Ioan, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și așa cum s-a prezis în Vechiul Testament în Cartea Maleahii și nu numai, chiar și în Isaia 40, le-a dat ocazia să-și mărturisească public credința lor și să-și mărturisească păcatele lor în prealabil, după care să fie botezați în mod public. Botezul nu se face în privat. Cu mici excepții, că sunt cazuri de boală, botezul e public. Oamenii veneau să depună o mărturie și spuneau, da, noi credem în Iacve, noi credem în Dumnezeul lui Israel, noi ne retragem din sistemele noastre păcătoase și vrem să fim cu Dumnezeu pe toată durata vieții noastre. Și la un moment dat, după ce a ajuns după gratia acest sfânt Ioan Botezătorul, niște ucenici au fost trimiși la Domnul Isus Hristos să-L întrebe, tu ești acela care trebuia să vină? Că dacă nu ești tu, eu nu voi muri până când nu apare, nu apare Hristosul. Eu nu mor, rămân aici, chiar în celulă. Și Hristos în loc să scoată în față un pas să iasă, în loc să zică da, eu sunt Hristosul Fiului Dumnezeu, a zis duceți-vă și spuneți lui Ioan că se împlinesc profețiile mesianice, cel puțin din Isaia 35, orbii văd, surzii aud, și șchiopii umblă și săracilor în egală măsură ca și bogaților li se prezintă și li se proclamă Evanghelia. Noi suntem aici să spunem lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie numele Domnului pentru că aceste opt suflete au fost atinse de puterea Evangheliei. Au avut un moment privat, au avut momente speciale în care i-au declarat lui Isus Hristos credincioșie în care au spus Domnul Iisus Hristos te dorim din toată inima noastră și vrem neapărat să ne ierți toate păcatele sângele lui Iisus Hristos s-a arătat peste sufletele lor și sunt aici îmbrăcați în haine albe să dovedească că într-o zi pe dealul sub formă de craniu uman Marele Rege Iisus Hristos a murit pentru păcatele întregului univers orice om care se va naște vreodată pe planetă poate fi iertat în exclusivitate prin credința în sângele lui Iisus Hristos păcatele lor sunt iertate și cu Biserica Betania strigăm din în toată inima, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, binecuvântat fie momentul în care Hristos a urcat pe via Dolorosa, binecuvântate fie orele și ceasurile în care n-a cedat Mântuitorul nostru, Isus Hristos, ci a mers mai departe, a mers mai departe, a mai departe până la final, până când a strigat, tetele stai! S-a isprăvit, pentru că răscumpărarea noastră a fost finalizată pe calvar. Oamenii au rămas uimiți, cei ce erau în preajma Mântuitorului când, au rost, când a rostit aceste cuvinte, orbii văd, surzi aud, șchiopii umblă. Au rămas intrigați de o întrebare care era extrem de paradoxală. De ce Ioan e după Gratii? Când e un sfânt? Și ce cu el? Cine-i ăsta? Și sus continuă spunând, ce ați ieșit să vedeți în pustie o trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce se poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătă desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? un proroc? Dar vă spun eu, spunea Domnul Isus Hristos, mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris. Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calia înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, uitați-vă la ei. Uitați-vă la fratele Cristian, la fratele Timotei, la fratele Darius, uitați-vă la sora Ana Maria, uitați-vă la sora Eleonora, uitați-vă la sora care este prezent aici, Samia Adina, n-am uitat, uitați-vă la Marcela și uitați-vă la Timea. Nu există oameni mai mari decât ei. Doar cei ce au încheiat legământ cu Iisus Hristos sunt egali. Știți de ce? Sunt locuitori ai împărăției lui Dumnezeu. Aici suntem câteva sute de oameni care am avut un dosar în fața noastră un dosar personal. Dumnezeu ne-a scris toată viața. Dumnezeu a scris planul pe care l-a avut cu noi. Și cel care a creat întregul univers, într-o zi s-a oprit în drum lângă noi. La marginea de drum eram, se cânta. Eram într-o baltă de sânge. Preună cu frații păstori, când ascultăm mărturiile candidaților, de fiecare dată ne vine să plângem de bucurie. Pentru că în fiecare dintre ei există o comoară a lui Dumnezeu. Există un mod fascinant al lui Dumnezeu care lucrează, nu știi cum, de unde, cum apare minunea. Tosarul a fost așezat în fața lor. Și ei cu multă grijă și cu emoție ca acum, i-a spus lui Dumnezeu, da, Doamne, tu deții adevărul. I-au dat dreptate lui Dumnezeu. Mesajul pe care îl am se intitulează aprobare sau anulare. Tu alegi, Dumnezeu alegi. Foarte mulți oameni spun, cineva nu mai poate fi mântuit, doar o, o, o spumă dintre oamenii cei mai importanți, oamenii care cred în așa zisa predestinare, care nu-i biblică. Dragii mei, oricine ești în locul acesta, Dumnezeu vrea să te salveze. Indiferent care e groapa în care te-a aruncat diavolul din cauza păcatului, sângele lui Isus Hristos a fost vărsat și pentru tine. Cine crede ca mine să zică amin, amin, lăudați să fie Domnul. Nu contează de ce speț a ajuns problema ta. Nu contează cât de gravă e situația în care te zbați de o vreme sau de zeci de ani. Sângele lui Isus Hristos are putere de eliberare, are putere de transformare, are putere de iertare și strig împreună cu Biserica Gloriei lui Isus, înălțat să fie în numele Domnului. Există putere în numele lui Isus Hristos. Dar se așează această provocare în fața vieții Dumitale și în fața vieții mele s-a așezat în 23 noiembrie 2003, când am fost provocat dacă îi dau sau nu dreptate lui Dumnezeu. Biblia spune tot norodul care l-a auzit pe Isus și pe Ioan, a dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii, chiar dacă aveau studii superioare, chiar dacă aveau studii de perspectivă teologică, ebraică, pentateu, tora, tot ce vreți, știau toate despre toți, aveau părți din Biblie care le memorau și le spuneau la orice oră din zi sau noapte. Și totuși, nu vor ajunge în rai. De ce? Ascultați ce spune Biblia. Pentru că au zădărnicit, cuvântul ăsta e înfiorător. E apăsător. Se poate una ca asta, un om, să se uite la dosarul lui din cer, la planul fascinant pe care are Dumnezeu cu viața lui, să-l citească. Se promite Dumnezeu că vrea să-l ducă în rai și să aibă un moment în care omul atât de nesăbuit să fie încât să-i spună lui Dumnezeu nu mă interesează. Aprobare sau anulare? Tu alegi. Apropo de cântarea care s-a cântat, alegerea ta. Nu e a tatălui, nu e a mamei, nu e a vecinului, nu e a prietenului, Ia alegerea ta. Cum se poate să aprop planul lui Dumnezeu în materie de botez? În primul rând, atât de simplu, trebuie să auzi. Și tot norodul care l-a auzit. Am fost în ultima vreme cu ei și mă simt ca din familia lor și mi-am dat seama că fiecare dintre ei au avut momente în care au auzit. Unii au auzit acasă, alții au auzit prin intermediul mass media, alții au auzit pe la biserică, pe la activități, în diverse forme. Dumnezeu a venit cu informația la nivelul urechilor lor. Și fiecare dintre ei au auzit acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cartea Roman, capitolul 10, zice foarte clar, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. O să fie cineva, probabil, care spune, eu nu pot să aud. Am o problemă cu aparatul auditiv. Voi putea fi mântuit? Da am rememorat un moment și se apropie acele zile de jertfă. M-am uitat în arhiva bisericii și am văzut că aici, pe platforma asta, pe parchetul ăsta, în 28 decembrie 2015, 10 surdomuți ne-au cântat o cântare, vă amintiți? Unde stă Cristi, era o soră care traducea, ne vorbea în limba română. Primata a intrat, au intrat în balcon aici, în partea stângă, și am crezut că cineva deranjează, că intra, intraseră după câteva ore din ce la slube. Și surdomuții, fratele păstor era la învon, fratele Vasile, surdomuții au cântat o cântare. Un bărbat a urcat la învon, n-a mai contat dacă există funcțională stația de amplificare sau nu. Și bărbatul acela de aproximativ 30 de ani făcea semne. Ne spunea mărturia dumnealui întoarce ei la Dumnezeu. Și ce mi-a zis Duhul Sfânt atunci? Nu există om pe planetă la care să nu ajung cu Evanghelia. Indiferent ce problemă are. Dar știți ce m-am mai gândit atunci? Oare cât de mult ne vor judeca cei oameni și pe lângă ei alții, zeci de mii pot? Oameni care n-au avut favorurile noastre. Oameni care n-au avut posibilitatea să aibă evanghelizări, cântări, slujbe, formații de cântare. N-au avut posibilitatea să aibă o Biblie personală și a avut un moment în care s-au întâlnit cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, care le-a marcat inima, a fost ca o săgeată care s-a înfipt în inima lor. Cuvântul auzit nu a fost transmis prin sistem auditiv pentru că nu le funcționa. A trebuit cineva să facă semne cu un cod special să le transmită cuvântul lui Dumnezeu. Poate că n-ai auzit ca alții, poate n-ai avut favorurile altora, poate crești într-o familie care nu e neapărat creștină sau dacă e creștină nu e practicantă. Ești în locul acesta să-ți spun, există cer, există rai, există Domnul Isus Hristos. El a murit pentru păcatele tale. Din această dimineață deja ești responsabilă și ești responsabil de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Auzind acest cuvânt, acceptând acest cuvânt perceptiv, să pricep că e vorba de despre Dumnezeu. Foarte mulți oameni vin la biserică din ritual, din obicei. Foarte mulți oameni vin pentru că sunt invitați. Vă felicit pe fiecare dintre noastre care ați venit aici și poate pentru prima dată. Felicitări! Sunteți în locul unde bate să vă atingă Dumnezeu. Sunteți în perspectiva aceea unde binoclul lui Dumnezeu, ochii Domnului, sunt îndreptați spre viața dumneavoastră și spre mine în egală măsură și pentru că Domnul ne supraveghează și pentru că avem sănătate și pentru că România e pace, să strigăm cu toată biserica, trăiască Domnul, înălțat să fie numele Lui, înălțat să fie numele Domnului. Nu organizăm botezul cu emoții, cu frică, fără să știm ce se întâmplă în zilele următoare. Avem liniște, avem căldură, avem confort. De ce? Dumnezeu ne favorizează acele momente în care să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să apropi planul lui Dumnezeu? Vrei să Spui pe cetea ta personală, pe planul pe care Dumnezeu l-a creionat pentru viața ta din eternitate, pentru veșnicia ta, trebuie să auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre ei a auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea aceasta efectiv construiește, este asemenea unei semințe, spune Cuvântul Domnului, prin Sfântul Petru, în Epistola, care este așezată în pământ. Pentru unii dintre ei, mama sau tata, s-a rugat zeci de ani. Cu siguranță au fost momente care și-au zis, nimeni nu mai salvează. Nimeni nu mai poate să-l salveze, să-i Dar cineva într-o dimineață sau într-o seară s-a oprit în dreptul lor și cuvântul pe care l-au auzit la școala duminicală, la adolescenți, la tineri, la biserică. Cuvântul ăsta lucrat este sămânța aceea așezată în pământ, care putrezește, intră într-o stare de putrefacție și apoi începe să crească planta. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânță care nu rămâne în pământ, în inimă. Sămânța aceasta produce ceva, vrei, nu vrei. Auzire. Este foarte important să treci la pasul doi dacă vrei să aprobi planul lui Dumnezeu și anume să accepti Că mesajul e pentru Dumneata. Mulți oameni spun, cei mai slabi de minte trebuie să se pocăiască. Alții spun, cei ce n-au nicio posibilitate și sunt cumva orpsiții vieții, trec printr-o traumă emoțională, au un accident, au o distrugere familială și n-au ce să facă și vin la biserică. Nu-i adevărat. Orice om care s-a născut pe planetă, dacă vrea să ajungă în rai, Trebuie după ce a auzit Cuvântul lui Dumnezeu să-l accepte că este Cuvântul lui Dumnezeu pentru El, pentru Dumnealui, pentru Dumneiei. Să accepti. Să accepti că acest Cuvânt este așezat pentru viața ta și are putere să-ți ierte păcatele după ce accepți, trebuie să se întâmple ceva la nivel supranatural. Sfântul Petru spune în capitolul 3, icoana aceasta, așa nume botezul preînchipuitoare, nu vă și iartă sau nu vă șterge în tinăciunile trupești, ci este imaginea unei mărturisiri, este mărturisirea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care ei vor fi așezați în apă, de ce trebuie să fie scufundați total? De ce? Sfântul Pavel spune în Cartea Roman, capitolul 6, pentru că atunci când sunt așezați în apă, sunt în imaginea înmormântării, faptul că au murit față de lumea veche. Lumea veche pentru ei, nu că nu mai există, vor fi aceleași predispoziții, vor fi aceleași provocări, poate ispite mai puternice, vor veni unor, dar ei au murit față de păcat. Când vor fi ridicați în apă, vor mărturisi ca un viat la o viață nouă împreună cu Isus Hristos. Înainte de asta au acceptat cuvântul lui Dumnezeu să le convertească mintea. Ei sunt născuți din nou. Ei sunt transformați fundamental din interior înspre exterior. Viața lor veche a fost lăsată în urmă. Nu mai sunt aceiași oameni. Nu mai vorbiți despre ei din trecut. Sunt o făptură nouă în Hristos. Toate cele vechi, spune Sfânta Carte, s-au dus. Iată că sunt ființe noi în Hristos. Anturajele lor nu mai sunt aceleași. Prietenii lor de altă dată nu mai sunt aceleași. Dacă vreodată careva dintre dumneavoastră veți avea gândul să-i spitiți printr-un păcat, opriți-vă numele Domnului. Ei nu mai sunt aceiași. Au acceptat o schimbare de stare, de esență, din interior înspre exterior. Și vreau să vă mai spun ceva. Aprobare înseamnă arătarea schimbării. Arătarea schimbării. În fiecare dintre ei am văzut schimbarea lui Dumnezeu. Am văzut un proces în care Dumnezeu parcă i a frământat. Dumnezeu i-a măcinat în sensul pozitiv le-a vorbit prin diverse forme, circumstanțe uneori extrem de dificile, dar prin toate Dumnezeu a transformat în ei, în ei. Și ei arată schimbarea, mărturia unui cuget curat. Ei mărturisesc că păcatele lor au fost iertate, nu vor fi iertate în apă botezului? Apa aceasta nu are niciun conținut chimic care să spele, nici măcar o pată de pe haină, dacă ar avea careva dintre ei din greșeală un vârf de ac de o culoare diferită decât alb, nu se aduce Apa asta nu e un dar haric prin care cuiva îți iartă păcatele, cum spun unii în credințele tradiționale. Apa asta este H2O, configurație chimică, normală, obișnuită. Dar ei au fost schimbați în trecut. Și mai e ceva extrem de frumos. În această dimineață ei sunt la cea mai importantă admitere a vieții lor, De azi încolo, ei intră în trupul Domnului Iisus Hristos de drept și de fapt. Până acum au intrat de drept prin iertarea păcatelor, acum intră de fapt pentru că își mărturisesc public credința lor în Domnul Iisus. Biserica Betania mai are încă o mădulare pe lângă celelalte. Luptați-vă să mergeți înainte. Luptați-vă să fiți puternici în numele Domnului. Vor veni tot felul de sisteme care o să vă provoace. Vor veni lucruri poate din trecutul vostru și vor afecta uneori doar la nivel intelectual. Să nu dați mai departe acelui gând curs să se transformă în vorbă, în atitudine, în faptă. Dragii mei frați, noi toți și surori care suntem aici, noi va trebui să-i înconjurăm cu dragostea noastră. Dacă pe careva dintre ei o să-i vedeți vreodată că nu mai sunt ca atunci când s-au botezat, ca azi. să nu judecați. Să vă ferească Dumnezeu să-i bărfiți. Opriți-vă și rugați-vă. Noi toți mergem în aceeași bătălie, suntem de aceeași baricadă. Capitanul nostru este Isus Hristos. Înălțați să fie în numele lui. Avem lupte, avem provocări, avem atacuri. Diavolul extrem de supărat pe oricare dintre noi care i-a mărturisit lui Iisus Hristos credincioșie. Încearcă să ne atace, dar nu va reuși. Pentru că în fruntea noastră este cel mai puternic din Univers. Numele lui este Domnul. Veți fi biruitori, veți fi biruitoare în numele lui Isus Hristos. Va trebui să arătați schimbarea cu fiecare gest, cu fiecare mișcare. Și nu uitați, sunteți la cea mai importantă admitere. Admiși pentru Rai. În prezența Lui Dumnezeu. Indiferent ce o să pierdeți în lumea asta, vă rog frumos să nu pierdeți ultimul zbor. Să nu lăsați vreodată vreun lucru din lumea aceasta să vi-l fure pe Iisus Hristos. Lăsați ca dragostea de azi să crească în fiecare zi tot mai înflăcărată să fie. Sunteți la o admitere. Am și un cuvânt pentru cei care își doresc să se boteze, dar încă n-au reușit. Nu cedați niciodată. Iisus Hristos este de partea dumneavoastră. Iisus Hristos are putere de eliberare. Poate ești prezent în locul acesta și dosarul în fața ta s-a așezat și tu zici eu sunt provocat, am anumite dependențe, am anumite probleme, aș vrea și eu să mă botez, aș vrea și eu să-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dar am o problemă personală, mă atacă ceva, ceva mă ține legat. Am să spun bazat pe cartea aceasta numită Biblia, sângele lui Iisus are putere de eliberare. În numele Domnului există forțe eliberatoare. Nu ceta, nu renunța, continuă să mergi înainte, indiferent cât de greu ți în viață. Continuă cu Dumnezeu și nu uitați, vine o zi în care pe Marea de Slică vom fi cu toții mântuiții Domnului și știu că de acolo nu o să lipsiți. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.